dacă în urmă cu doar câteva săptămâni instanța a decis schimbarea sentinței în ceea ce privește procesul pe care foștii socrii i l-au deschis Danei Roba și prin care aceștia cereau să-și poată lua nepoțelele la ei acasă. Acum magistrații au mai luat o hotărâre favorabilă pentru Machiap artistă. Vedeta ne-a oferit declarații exclusive după schimbarea sentinței. Astfel că bunicii paterni își pot vizita nepoțelele doar în casa în care acestea locuiesc cu mama lor și doar în prezența acesteia, însă. De această dată, Curtea de Apel a admis și apelul depus de Machiap artistă în dosarul ce are ca obiect violența în familie, potrivit soluției oferite de instanță. Daniel Balaciu, încă soțul Danei Roba, care acum se află în arest, este obligat să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de fosta sa soție, locuința și locul ei de muncă, timp de 3 ani după executarea pedepsei principale. Mai mult decât atât, bărbatul care a încercat să ia viața propriei sale soții, lovind-o cu ciocanul în cap și în degete, nu are voie să comunice cu Dana Roba decât în situații legate de drepturile parentale asupra celor două fiice minore pe care le au. Împreună, obligațiile pe care Daniel Balaciu le are nu se termină aici. Instanța a mai dispus că încă soțul Danei Roba, deoarece divorțul nu a fost pronunțat momentan, să achite cheltuieli judiciare către stat în valoare de 800 de lei, dar și despăgubiri civile de 10.000 de lei pentru onorariul avocatului Danei Roba, după cum se mai arată pe portalul instanțelor de judecată, iar decizia este definitivă. Dana Roba a trecut prin momente de coșmar, iar medicii nu îi dădeau șanse de supraviețuire după ce a fost victima partenerului ei de viață cu care are două fetițe. După ce și-a revenit miraculos și s-a întors acasă la fetele ei, Dana Roba vrea ca bărbatul să petreacă ani grei în închisoare și să nu se mai apropie vreodată de fete. Deja ea declară că cele două minore nu vor să-i mai spună tată celui care a vrut să le lase fără mamă și speră că instanța îi va face dreptate și în acest caz, iar bărbatul să fie decăzut din drepturile părintești. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.